ieșit pe gagul mare din pădure. Câinii s-au potolit. Și ce vedem aici? Jos, Sinaia? Sinaia, da. Sinaia? Sinaia sunt de intrare. Și munchea Ustena, cum se numește? Că am uitat. Tufa. Munchea Tufa. Se vede zborul dorului și se vede stâna din Tufa. Nu ne încălzim prea tare. Îngheață, chiar îngheață mâinile. Venind de la mașină, la pata albă, bate un vânt, adineori mi-a luat șapca din cap și mi-a dus-o în pădure.
mai oprește vântul ăsta deloc. Vine câte o rafală. Mai e un pic de urcat. Pe podiul de aici. Gata, am lăsat. Am intrat aici pe o scurtătură. Suntem sub vârful Mierlei, aici sus, am ocolit. Și mergem spre noi. Pe scurtătură sub vârful Mierla, nu? Mierlei. Sau Mierlei. Drumul ascuns. Aici e vârful Mierlei sau drumul ascuns. Foarte frumos. Deci ne-a salvat scurtătura asta. Super. Da. Scurtătura de sub vârful Mierlei.
mai vede. Deci am evitat vârful Mierlei. Am venit pe sub el. Și înainte avem vârful Răzoare sau Răzoarele. Și drumul acesta unde merge? La Stâna? Jos este Stâna Tituleni. Cum? Tituleni. La Stâna Tituleni. Platoul Doamnele. Au zadele conuri. Vârful Mierlei rămas în urmă. Să nu dați pungile ca să nu vă pungă prin ruxa. Și aici avem localitatea Trăistieni. Și aici Secăria. Și vârful Răzoare sau Răzoarele. Vârful cum vreți. Hai să urcăm. Hai să urcăm. Vârful Răzoare. Vom urca. Așa, Răzoare. Așa. Pe vârf. Fain a fost show-ul ăsta. Cuțele. Uita, se vede și Tesla. Vezi? Ah, da, ciucașul. Ciucașul, da. Da. Și vârful Tesla. Peste 60 de grade de pe vârful Răzoarei.